De dietă. De dietă. Am început, dar sportul încă nu. Ah, uite, poate te ajută următorul nostru invitat. În 2010 s-a gândit să schimbe viața și să se transforme într-un model demn de urmat pentru copiii săi. A alergat mii de kilometri în cele mai importante competiții din lume, a alergat și pentru cauze nobile și a depășit limitele, cum puțin dintre noi probabil pot să o facă. Maratonistul Andrei Roșu. Bună dimineața! Bună dimineața! În fața alergător! Neața, 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 neața. Good morning! Te ajutăm aici, neața! Ce faci, măi, Andrei? Foarte bine, cu foarte... alergările, cu familia. Cum e dimineața pentru geabul... tine? Care e rutina ta de dimineață? Rutina mea de vreo 10 ani e destul de simplă, în sensul în care mă trezesc foarte devreme, la 5, după care fac sport. Ai auzit Fereșteanu de la ora 5? Bine, cred că ora asta nu e străină nici exact, pentru voi. Exact, am rezolvat-o. Da. Prima parte am rezolvat-o, mă trezesc dimineața, sportul mai... mai trece complicat. Un pic așa, din degete. Așa, ăsta, da. Da. Aruncatul cu privirea. E și ăsta considerat un sport? Da, noi avem de multe ori tendința de a cădea într-una dintre extreme. Ori nu facem deloc, ori spunem, dacă e să fac sport, trebuie să merg minim 3 ore la sală sau să alerg un maraton. Sau... Dar evoluăm foarte bine și rapid atunci când facem constant, indiferent că vreau 5 minute, 10 minute. Sunt și programe de antrenament, nu neapărat de alergare. De antrenament, spui pe YouTube un filmuleț, și după 10 minute s-a de intense antrenamentele că pleci leșinat. Deci chiar sunt utile. Doar 10 minute dimineața, ai auzit asta, da? Da, doar 10 minute. Suficiente 10 minute înseamnă că sunt fericit. Dacă sunt 10 minute, cu tot cu încălzirea. Dacă a fost cald sub plapumă. Mai pune și gălzirea globală. 10 minute. Andrei, ăsta ți este outfit-ul pentru mișcare? Da, de regulă prefer, dacă temperaturile sunt peste 0 grade, prefer să fiu un short și tricou. Aha. Dar acum am totuși o ținută decentă în platou. Așa. Da, aici depinde de confortul fiecăruia. De obicei ajută să te îmbraci ca și cum afară ar fi cu 15-20 de grade mai mult, pentru că te încălzești în timpul efortului fizic. Și dacă îți faci încălzirea în casă, da, așa ești bine încălzit. Când ieși nu ai același disconfort ca atunci când ieși direct de sub plapumă afară și dai de 5 grade sau de 0 grade. Văd că te uiți la mine, dar la mine în cap sunt vreo 20 de grade afară. La mine sunt vreo 30. Nu, la tine cred că sunt 5 grade. Că tu ai și hanorac și... La mine nu sunt grade, zic sigur. Andrei, da, nouă ne place de tine, de pe vremea când erai în Gaz pe Foc, să știi. Da, păi chiar... nici nu erați născută. E, nu. Ia pune-ne la încercare. Despre ce an vorbim? Păi vorbim despre... anii 90. Anii 90. Eu m-am născut în 88, 89, exact. 93. Eu nu-ți mai zic. Nu am fost plecată. Ok, ți-e dor de perioada aia? De orice perioadă mi-e dor, ca oricărui om, și mi-e dor și de grădiniță, și de școală, și de facultate, și de Gaz pe Foc, și de... alte perioade. Asta nu înseamnă că nu ne amintim de hitul acela, vreau să fiu cu tine, vreau să fiu numai a ta. Am adus videoclipul, să știm. De când nu l-ai mai văzut? Mă simt că la surpriză. Hai să vedem un pic. Nu e așa? Să ne amintim. Hai să vedem imaginile. Aveam păr. Andrei, dacă nu ne dansezi... Hai că dansăm cu toții! Eu de-abia aștept. Stați. Ia. Vai. Dar știți că mi-am intrescă aceste imagini? Măi, ce piesă! Mai ții legătura cu vreunul dintre băieți? Da, da, da. Și ai fost cu ea? Și cu vizirul și cu... Da, Lucian e în Germania, acum are o școală de tenis acolo. Pauliga e când prin Canada, când prin România. Cu Alina am mai vorbit de ceva vreme. La un moment dat am fost 5. Al cincilea este medic la Fundeni. Wow. Răzvan Iacob, îl salut. Cred că este...
anul ăsta a fost destul de greu pentru el, ca pentru da, toți medicii. Da, e o perioadă destul de grea. Nu vrei să încercăm coreografia? Să știi că eram cel mai slab la partea de coreografie. Cred că e și unul dintre motivele pentru care am răsuflat ușurat când am plecat din formație. Pentru că, inclusiv la acest videoclip, că l-am exasperat pe Tudor Giurgiu, pentru că a trebuit să tragă multe cadre, pentru că rămâneam în urmă. Nu știu, nu pot dansa foarte bine, sincron. Eu m-am priceput întotdeauna. Vreau să fii numai a mea. Ai văzut ce coreografie grea era? Da, era foarte dificil. Îi exasperam și pe băieți, pentru că la concerte, în momentul în care nu-mi ieșeau aceste sincroane, cum se numeau, adică în care toți trebuie să dansăm la fel, pentru ca din public să nu se vadă atât de urât, pur și simplu mă opream și coboram în public și dădeam palma. Te făceai și probabil că oamenii credeau că este regizat momentul respectiv, dar... Revenind la ce faci tu în prezent, sunt curioasă dacă a existat vreo competiție la care, în timpul căreia erai, ți-ai spus, nu cred că ajung la final. Să știi că am avut șansa sau inspirația de a-mi alege acel tip de curse în care ești obligat să mergi mai departe, adică nu poți să te oprești. Nu știu, dacă ești la cercul polar la minus 50 de grade, nu poți să te așezi așa pe margine și zici, uite, nu mai am chef, că în 10 minute, ești luat, dar eu știu, la câteva ore după și nu știu dacă scap sau cu toate degetele și da. Sau, de exemplu, când am traversat Atlanticul într-o embarcațiune cu vâsle, la jumătatea oceanului nu puteai să spui, gata, eu plec. Ok, plec, dar unde plecai? Erai singur acolo. Deci e bine să-ți alegi obiective sau curse de la care nu poți abandona. Ce sfaturi ai pentru cei care au început acum, în pandemie, să alerge și nu se pricep, nu-s profesioniști, nu? Nu. Nu-mi place să dau sfaturi, dar din ce am observat în acești ani de alergare de până acum, ajută enorm să faci sport, indiferent de sport, dar atât timp cât faci mișcare. Alergarea este un sport natural pe care cu siguranță toți l-am experimentat la un moment dat în viață, în copilărie sau în pădure, când a fugit de urs, desigur, este natural. Și mai ales în această perioadă în care ajută mult să avem o greutate și o sănătate care să reducă acel risc al comorbidităților, este foarte important să facem mișcare. Acum, poate nu neapărat toată lumea alergă maratoane, dar să facem fiecare zi, eu știu, 30 de minute de mișcare, așa cum se și recomandă la televizor sau chiar o oră, este extraordinar. Cuvântul cheie este constanță. Deci în fiecare zi să faci o formă de mișcare, pentru că dacă faci doar o dată săptămână, nu știu dacă ai toate beneficiile, mai ales în condiții în care stăm foarte mult așezați. Da. Dacă vrei să dai jos niște kilograme, chiar și în pandemie, tot pe terenul meu, ce ar trebui să mănânc la dietă? Și că la un moment dat ai urmat și tu o dietă și a avut și rezultate. Pe aici vorbiți cu... cu Domnul Luca! Domnul Luca! Să vorbim de experiența personală. Da, evident. Okay. Nu, spuneam că arătam înspre bucătărie, pentru că într-adevăr în bucătărie se fac de fapt acele pătrățele. Deci oricât sport ai face, dacă pui lucruri greșite în farfurie, nu o să te ajute, poate chiar te încurcă. Eu aveam vreo 20 de kilograme în plus când m-am apucat de sport în 2009-2010. Investite așa, anual câte un kil, două, din mâncat prăjituri, din mâncat seara mult, din, mă rog, fiecare știe, de greșeală toată lumea știe exact metoda, nu este atât de complicat. După care, când am început să fac sport, corpul a început să-mi ceară anumite lucruri. Adică un experiment foarte simplu, dacă mai 10 chiftele și să alegi, o să vezi că simți altfel decât după o salată de fructe sau de legume. Și ușor, ușor mi-am ajustat și cantitățile din farfurie și de fapt... Ai renunțat și la carne? La carne, la fumat. Ideea este că e foarte important să faci o listă de cumpărături și să nu faci în momentul în care ești mort de foame. Da. Pentru că ați văzut, dacă atunci când ai foamea aia de lup, deciziile nu sunt foarte inteligente sau nu te ajută foarte mult. Indiferent că ești la supermarket sau, eu știu, te pregătești să faci o comandă de mâncare. Și atunci, dacă o dată pe săptămână să faci o listă cam cu ce ai nevoie, lucrurile sunt mai simple. Mulțumim, Andrei, pentru prezență. Mulțumim și pentru sfaturi. Găsim oricum pe site-ul tău niște programe. Ai lansat niște programe, nu? Pe care ar trebui să le urmărim sau care ne-ar ajuta
pentru un echilibru. Da, pentru că începutul e cel mai greu și a spus foarte bine discutând despre începători. Începutul este foarte dificil și atunci te descurajezi cel mai mult și ai nevoie măcar în primele săptămâni de un program, de o aplicație, de niște obiective care să te țină acolo. Pentru că odată ce ai început să faci mișcare în mod constant, nu o să mai vine să te întorci la vechea versiune, este că atunci când faci juice zilnic, devine natural. Nu ai nevoie să te motivezi. Da, creează dependență și o dependență bună. Exact, cred. Corect, pe site-ul tău o să găsim aceste detalii. Da. Andrei Roșu? Org. Org. Andrei Roșu. Andrei, îți mulțumim că ai fost pe la noi. În pas alergător, Liza, vreau să-ți spun.